Stănciulescu ne așteaptă la Special B1. Bun găsit, Oana, ce le-ai pregătit? Bună ziua, Dan, bună ziua, doamnelor și domnilor. Știți că pe mașinile poliției era inscripționată o deviză: siguranță și încredere. Nu știu câți cetățeni se mai simt în siguranță după zilele acestea. De încredere nici nu cred că se mai pune problema, pentru că noi astăzi, de fapt aseară, am aflat că ce am spus noi ieri la ora 16 la emisiune era adevărat, adică poliția a mințit. Poliția a indus în eroare cetățenii cu bună știință, ca să nu spun pe șeau, a mințit. A mințit familiile victimelor, nimeni nu-și dă demisia, nimeni nu pleacă, nu se face nicio curățenie în sistem și cel mai probabil, dacă se va mușamaliza acest caz, se poate repeta oricând. O să discutăm despre asta și despre faptul că în România spitalul este ca în evul mediu. Te duci la nimeni, nu-ți face nicio analiză, te palpează dacă ai noroc, bine, dacă nu, nu. Pe a doua oră, desigur, o să discutăm dacă și-a regizat sau nu Prigojin dispariția, moartea. Rămâneți cu noi, ne revedem în câteva minute. Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Oana Stănciulescu, bine v-am regăsit la ediția specială B1 TV. În ce țară din Uniunea Europeană trec 6 zile, 7 zile și nimeni nu e vinovat de o tragedie? În ce țară din lume, după 7 zile, nimeni nu are obraz să-și dea demisia, să spună explicit că se simte vinovat, chiar și moral, pentru o tragedie? Nu știm, pentru că am căutat cazul, iar în țările în care s-au întâmplat tragedii, 24 de ore a fost un termen lung pentru o demisie sau o demitere. În România vine ministrul afacerilor interne, nu într-o conferință de presă cum ar fi normal, ci la o televiziune, a venit aseară, ca să confirme ce am vorbit noi în această emisiune. Și anume că, surprize, surprize, poliția a mințit. A mințit atunci când a spus cu o zi înainte că a demis 4 cetățeni cu funcții, 4 ofițeri din poliția română, de la IPJ, un șeful de porți la container și așa mai departe. Nu demisese pe nimeni poliția română. Oamenii aceia au fost eliberați din funcții, adică funcțiile de conducere, la cerere. Adică nu a venit corpul de control, nu a venit o instituție să spună tu și tu sunteți vinovați și uitați de ce sunteți vinovați. Nu. Deci, o minciună. Știți că pe mașinile poliției era o sintagmă, era un motto: siguranță și încredere. Acum, siguranță, ați văzut cam câtă mai este, încredere nici atât. Este inadmisibil să spui poliția română, să spui Ministerul Afacerilor Interne, să spui 15 oameni din conducere și să spui inexactități, ca să nu spun minciuni, că de fapt despre asta este vorba. Astăzi s-a pensionat domnul de la DGA din Ministerul de Afacerilor Interne, domnul Iohannis, s-a semnat pensionarea, e pensionat special, are 56 de ani, are tot timpul să te odihnească, nu am înțeles de ce. Anticorupția din Ministerul de Interne, un subiect interesant, mai ales că șeful de la DGA, cel tânărul pensionar, are un trecut controversat, s-a pozat, a fost pe la clanul Duduianu, asta din film Duduienilor, și a fost și acuzat de practici securistice. Dar tot în România, tot 6 zile au trecut de când niște cetățeni au murit, o tânără de 25 de ani, în Botoșani, pentru că s-a dus la spital, crezând că e la spital, și de fapt era nevul mediu într-un spital în care nu i s-a făcut nicio analiză, nimeni nu s-a gândit să-i facă o ecografie, nimeni nu s-a gândit să-i dea un tratament, ca și la Târgu Jiu, ca și în alte județe. Te duci în spitalele din România și ești ca nevul mediu, pentru că dacă se prinde doctorul ochiometric, bine, dacă nu, nu. Însă apreciem faptul că cetățenii din Botoșani ies de 5-6 zile în stradă. Este un caz unic, e o premieră în România. Pentru că, ciudat sau nu, pentru român parcă nu contează victimele, nu contează morții. Se moare în România. Știți că se moare în România la 15, 16, 17, 18 ani din supradoză? Și știți că statul român, adică instituțiile statului român, nu știu câți au murit? Dacă mergi oriunde în România la o instituție plătită și întrebi, vrem să știm câți tineri au murit de supradoză. Am văzut 2 la Festivalul Saga, au murit dintr-un foc, o fată de 16 ani, olimpică, o elevă, s-a dus la Piatra Neamț, era din București, a murit, am aflat, așa ce mai află presa. Dacă dați căutare pe o rețea să vedeți, pe Google de pildă, să vedeți tineri mor supradoză, o să găsiți zeci și zeci și sute de cazuri.
statul român nu știe. În partea a doua a emisiunii, toată presa străină, să știți, nu este o teorie a conspirației, nu este tabloidizare, nimic. Toată presa străină, de la BBC, Guardian, orice vreți, orice țară o luați, vorbește despre regizarea sau nu a morții pe către, evident, Prigojin. Și-a regizat sau nu moartea, era sau nu în acel avion. Și avem aici o sumedenie de informații, de fotografii, de deghizări a lui Prigojin, de acte, toate... Fac plauzibil un astfel de scenariu, mai ales că nici Uniunea Europeană, nici miniștrii apărării din țări europene nu îndrăznesc să dea ca certă decesul lui Prigojin. Subiecte interesante și o să le discutăm în această zi. O să prezint, chiar dacă sunt băieți, îi prezint mai întâi pe jurnaliști, pentru că acesta este un obicei al acestei emisiuni, și începem cu Ioana Enedogioiu, care este pe Skype și care îi mulțumesc foarte mult pentru că e prezentă la această emisiune. Sunt foarte curioasă, am citit textele și le-am citit și în direct în emisiune. Sunt foarte curioasă să văd care este explicația ei cu ce se întâmplă la Ministerul Afacerilor Interne. Și ceilalți doi jurnaliști, colegi de-ai mei și prieteni care sunt în studio, Paul Cozighian, este corespondent Le Figaro, și Cristian Șefănescu, corespondent Deutsche Welle. Mulțumesc foarte mult, sunt foarte bucuroasă că sunteți aici. Și de asemenea le salut pe cele două doamne. Îmi cer scuze că sunteți abia după colegii mei. Doamna Oana Țoiu, deputată USR, și doamna Camelia, ajutați-mă, Surcel. Cătălina Surcel, iertați-mă, am un coleg Surcel, dar am uitat, care este director executiv la Asociația Telefonul Copilului, și aveți niște informații foarte interesante și abia aștept să le auzim. Dar vom începe, Ioana, această dezbatere cu tine, pentru că am prezentat și noi, ai scris și tu și noi, am preluat de la tine. A ieșit și domnul Predoiu ieri la un post de televiziune în care nu am înțeles prea bine, de fapt, ce se întâmplă. Adică nu știu cum se interpretează declarațiile domnului Predoiu. A zis, stați mai liniștiți ăștia de lângă mine, că nu vreau să dau sistemul să sperii oamenii. O să găsească doar un singur vinovat, care pare din declarațiile lui că se duce spre șeful IPJ, Constanța. Cum interpretezi tu declarațiile lui Cătălin Predoiu și, de fapt, cum interpretezi tot ce s-a întâmplat în cele 6 zile de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, Poliția Capitalei, IPJ Constanța? Iese la suprafață o realitate pe care puține o cunoșteau, pe care opinia publică nu înțelegea, și anume faptul că pe partea de poliție, jandarmerie, deci ordine publică, Ministerul de Interne a avut mereu un alt ministru real decât cel pe care îl vedeam noi la ședința de guvern sau, nu știu eu, poza guvernului. Nici domnul Vela, nici domnul Bode, și mă tem că este valabil și pentru domnul Predoiu, nu au fost miniștrii ai poliției și ai jandarmeriei. Există un singur ministru real și el se numește Bogdan Despescu, secretarul de stat care răspunde de ordine publică, și care din 2015 până în ziua de astăzi, întâi din poziția de șef al IGPR, de șef al Poliției Române, cu o scurtă întrerupere în care l-a dat afară Carmen Dan, dar nu pentru motive de activitate reală, ci pentru că în momentul ăla Dragnea a început să bătălia cu ceea ce considera el că este influența serii. A fost dat afară Bogdan Despescu și a târât un guvern după el. A căzut guvernul tău, să mai țineți minte, ca să înțelegeți dimensiunea personajului, care nu este un tiriplic. S-a întors în 2019 în poziția de secretar de stat, imediat după ce, când a căzut guvernul Dăncilă și a fost instalat guvernul Orban, a devenit și domnia sa secretar de stat, și de atunci este neîntrerupt sub toți ministrii, non-stop. Domnia sa este, domnul Despescu rezistă? Rezistă și de data aceasta? Adică, care crezi că e logica? Tu, cunoscând foarte bine zona aceasta, crezi că zic, domne, hai să rezistăm acum până trece interesul ăsta, nefiind prea impresionați de morți și de răniți din spitale, hai să stăm liniștiți că vin alte nenorociri și uită presa, singura care mai pune presiune pe această instituție.
Cred că acesta este planul domnului Despescu, un autentic bolnav al puterii. Vă dau un detaliu picant, domnul Despescu doarme în minister. Doarme ziua sau doarme noaptea? Nu, doarme și noaptea, locuiește în minister aproape, adică nu pleacă cu zilele din minister. Ca nu cumva cineva să controleze altceva, să se întâmple altceva. Ei au o cameră specială pentru situații de urgență atunci când trebuie să rămâi în minister, sunt situații speciale, dar unde domnul Despescu își petrece practic viața. Acum, Ioana, știi că am aflat de la domnul... cineva să-i... Am aflat, scuze-mă, de la domnul profesor Bubenec aici în emisiune că mulți doctori care fac de gardă în spitale și care ar trebui să fie îmbrăcați în costum, în halat, în ce-o fie acolo, gata să intervină, își pun pijamaua frumos de mătase și apoi se culcă. Mă întreb și la domnul Despescu, avea și pijama? Se schimbă ca acasă? E adevărat, e o chestiune la care ar trebui să ne gândim, dar având în vedere că domnul Despescu are o uniformă personală, nu că e personală, e o uniformă personalizată, e doar a domniei sale. A fost creată o uniformă doar pentru domnul Despescu. A, păi spune-ne asta, dă-ne mai multe amănunte. Cum adică? Cum e personalizată? Păi dacă numai domnia sau poate a ieșit cu ea în public, au sărit în sus sindicatele, se întâmplă acum câteva luni, au sărit și cum își permite, dar n-ai voie să apari într-o altă uniformă decât uniforma poliției. A dat o explicație că se încearcă un prototip pentru un nou tip de uniformă. De fapt, domnul Despescu și-a creat o uniformă pentru domnia sa, uniforma, să zicem, de Despesc, că n-am cum să spun altfel. Este o instituție în sine, da. E instituție în sine, în Ministerul de Interne. Bun. Bătălia este foarte, e crâncenă, după părerea mea, bătălia pentru putere, pentru păstrarea puterii pe care o duce domnul Despescu, având în spate ceea ce a avut întotdeauna, sau mă rog, de presupus că mai are în spate ceea ce l-a propulsat în funcție, și anume susținerea SRI-ului. Ascensiunea domniei sale a început în momentul în care a căzut Bogdan Oprea. A picat un jupân, trebuia înlocuit cu alt jupân și domnul Despescu a fost acel jupân, instalat întâi la șefia Poliției Române, după aceea secretar de stat. Iar declarația domnului ministru, cum că nu dorește să tulbure apele, cum a zis, nu vrea să destabilizeze sistemul, după părerea mea este cumva... Mă tem, nu e o informație, e o opinie și o teamă, că sunt vorbele care rezultă dintr-un șantaj care este exercitat ar putea fi exercitat de domnul Despescu, repet, este părerea mea, dacă vă atingeți de mine, destabilizez sistemul și ar putea, ar putea, Ioana, funcțiile de conduce. Ar putea să destabilizeze sistemul pentru că și-a pus oameni de lui de încredere pe care îi manevrează? Absolut. Sau nu ar putea? Oamenii, toate funcțiile de conducere din poliție și jandarmerie, cu foarte mici excepții, infime, nici nu cred că pot fi pe degetele la o mână, toate au fost ocupate prin tot felul de artificii, puține prin concurs, multe prin împuternicire. A fost inventată o chestiune care se numește delegare, nu există în lege, dar inventată de domnul Despescu pentru oamenii lui. Toate pozițiile cheie sunt controlate de oamenii domnului Despescu. În aceste condiții, da, poate să destabilizeze Ministerul de Interne. Este foarte adevărat. Și mă tem că a și avertizat că o va face. Repet, e o opinie, nu e o informație. Ioana, trebuie să mai spunem, înainte să mergi la Pau și la Cristi, cu întrebări, că avem aici pe ecran, ne-a dat Alexandru, uniforma, celebra uniformă, care mărturisesc că pare cumva bizar, așa, nu știu, aduce, ai un sentiment cumva, știu, dacă când o vezi închis, așa, zici că vine prin China, Corea, nu știu, și are ceva, niște patru stele puse invers, sau ce sunt astea? E un design, da, e un design mai ciudat, nu l-am mai văzut prin România. Nu știu de ce și l-o fi ales. E unic, nu e ciudat. E unic, nu? E unic. E unic, da. Nu știm ce semnifică, poate ne mai gândim la chestiunea asta. Paul Cozighian. Am auzit-o și pe Ioana și când o să revin la ea, chiar vreau să o întreb chestiunea asta cu SRI-ul, pentru că e din ce în ce mai prezentă și pentru CNA, să nu fim amendați. Vreau să vedem pe ce ne bazăm și care e raționamentul. Tu ești corespondent, colaborezi cu presa din Franța. Cum ar trata o instituție a statului francez o astfel de chestiune, o tragedie? Adică ar fi așa o tăcere de mormânt sau ar veni, cum am văzut prin reportaje, reportaje, știri, și în America și în Europa, când se întâmplă chiar și o inundație, să spunem în America, vine toată lumea acolo, da, vin la pupitru, 7 oficiali.
îmbrăcați care cum poate, unul în salopetă, unul în uniformă, și vin și le explică cetățenilor într-o conferință de presă: domnule, asta s-a întâmplat, au venit apele, a venit uraganul, a fost un accident, asta am făcut, stați sau nu stați liniștiți, asta vom face, ăsta a plecat, ăsta a rămas. Și sunt, domne, 7 oameni și cu stele și cu uniforme și vin și vorbesc și răspund la toate întrebările jurnaliștilor. Și tot timpul mă uimește chestiunea asta, pentru că la noi nu o vezi. La noi este o secretomanie, 5 zile îi trebuie unuia să iasă un purtător de cuvânt să spună niște minciuni. Cum ți se pare comportamentul ăsta? Da, e o diferență uriașă și uite, acum suntem într-o perioadă estivală și se întâmplă și în Franța o grămadă de lucruri neplăcute și chiar dacă este vacanță, primul ministru se deplasează acolo unde este nevoie în funcție de ce s-a întâmplat. O vedem imediat pe teren, o vedem imediat răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, adică toată lumea se mobilizează, bineînțeles, nu numai presa, dar și responsabilii politici și responsabilii pe dosarul respectiv. Nu există. Nu există, se înțelege imediat o dimensiune publică uriașă a unui eveniment și se iau măsuri de comunicare în consecință în secunda 2, dacă aș putea spune așa. Inclusiv președintele Franței, chiar dacă se află în vacanță, dacă este nevoie, bineînțeles, acolo administrația prezidențială are alte atribuții decât cele din România, unde este liniște totală, dar hai să zicem că politica în România și Constituția din România a fost modificată. România e liniște totală, ca să înțelegem, da? Deci, da, pe e liniște și oamenii sunt la adăpost, cumva, întrucât, vă contrazic, spuneați că numai presa mai vorbește, eu nu știu nici presa. Aia văzută cel mai mult, că din păcate presa cea mai ascultată în România nu știu dacă vorbește neapărat despre subiectul ăsta. Încă o dată, eu văd lucrurile astea mai de la distanță, adică eu, de exemplu, pe subiectul ăsta, ca să pot să ajung să-l urc în paginile Figaro, pentru că acolo doar pe pagina scrisă am acces, nu și la online, așa e regulat în Franța, trebuie ca acel eveniment să capete o anumită amploare, ținând cont de distanța între București și Paris. Da. Știți cum e, cu cât distanța e mai mare, cu atât evenimentul trebuie să fie și el mare ca să capete interes. Dar deja acum începem să ne interesăm sar puțin la Botoșani, de fapt, unde dacă oamenii foarte încep să iasă în stradă zile la rând, deci e interesant începe și să devină interesant acest pentru subiect. Că începem să simțim că societatea civilă începe să se implice și atunci într-adevăr discutăm devine interesant. Discutăm despre asta imediat, în câteva minute. Sper să fie așa, este o premieră oricum pentru un caz din acesta. Cristi Ștefănescu, cum vezi toată tăcerea asta a unei instituții nerușinată, pentru că nu e orice minister, domnule, nu e ministerul turismului, nu știu ce minister, o toate sunt importante, dar e un minister de la care tu aștepți, cetățean, adică după aia te miri că zice un tată disperat că îmi fac singur dreptate, sau părinții din acest caz sunt niște eroi, că rezistă în astfel de situații, astăzi s-au dus la parchet să dea o probă poliției, să predea o probă pe care poliția n-a văzut-o, domne. O înregistrare absolut groaznică, găsită în bagajele băiatului lui, nu? În care se aud, spune el, gemetele copiilor care cer ajutor. Nu e singurul moment în care instituțiile de ordine publică sunt depășite de inițiativele civice, de presă, de persoane publice, de persoane private care se transformă practic și noi venim din secolul trecut, din anii 90 și ne aducem foarte bine aminte perioada aceea în care justiția nu opera în presă, dar partea de procuratură se făcea prin anchete jurnalistice. Da, justiția nu exista, iar cei care documentau, cei care veneau să facă lumină în diverse situații critice, erau jurnaliștii. Sigur, se poate ajunge în extrema cealaltă și nu este normal, pentru că am văzut ce beție de putere au suferit unii dintre colegii noștri mai influenți la vremea respectivă și încotro s-a dus presa, dar din nou am văzut și în cazul de la
Botoșani și în cazul azilelor din județul Ilfov și în cazul acestui accident din Vama Veche, nu instituțiile sunt cele care ajung la probe. Probele ajung la instituții aduse de oameni, inclusiv de jurnaliști, chiar dacă spuneți că presa nu este foarte vizibilă. Presa vorbește în perioada asta, iar amploarea este dată de implicarea societății civile, iar societatea civilă începe să implice, cum spunea, tocmai la Botoșani, unde ne așteptăm mai puțin. Începem să învățăm unde ne așteptăm mai puțin, dar încercăm niște explicații. Doamna Oana Țoiu, le avem pe domnul prim-ministru Ciolacu, le avem și pe ministru de interne, afacerilor interne, dar avem și pe domnul premier Ciolacu, care a spus să anumiți polițiști sunt compliși moral la această crimă. În regulă, bravo. Și după declarația asta? Am înțeles. Dar după asta ce facem? Da. Eu aici aș îndrăzni să contrazic parțial afirmația anterioară, dar doar parțial. Eu nu cred că instituțiile sunt mai lente decât presa și decât cetățenii în schimbul de informații. Sunt mult mai lente în ce spun public. Și sunt mult mai lente în a acționa. În experiența mea în guvernul tehnocrat și apoi ca parlamentar în legătură cu instituțiile, ele au informațiile astea, circulă foarte repede în interiorul lor. Ce cred este însă că se asigură că verifică între partidele politice, între ai lor, cine unde e pus, cine pe cine deranjează. Și ce am văzut și în cazul ăsta, ce am văzut și în cazul maternității și acelei morți tragice din Focșani, este că informațiile sunt date parțial și doar în momentul în care crește mult mai mult presiunea de la societatea civilă, de la presă, de la opoziție, de la familiile victimelor, abia atunci se cedează teren picătură cu picătură. Deci bun simț, onoare, demnitate, excludem toate lucrurile astea în aparatul administrativ, că nu e această practică în România să se întâmple ceva și să nu te ții dumne de scaun. Una din legile absolut esențiale în România a fost și este, pentru că trebuie îmbunătățită și de aici încolo, legea avertizorilor de integritate, care să protejeze oamenii din instituțiile publice. Păi sigur, e jalon și nu l-am îndeplinit. Este nu? Un jalon pe care l-am inclus în guvernarea din 2020-2021, în Planul Național de Redresare și Reziliență. Forma în care a trecut prima dată de Parlament, și trebuie să spun asta pentru că e relevant în ambele cazuri, spunea că avertizorul de integritate trebuie prima dată să-și alerteze șeful, deci prima dată managerul instituției, ori în cele mai multe cazuri ajungi să devii avertizor de integritate, tocmai pentru că instituția nu a reacționat la feedback-ul intern. În Focșani, de exemplu, există o asistentă pe secția de bebeluși, care timp de 7 ani a reclamat și intern și ca avertizor de integritate mai departe nereguli în secție. Tragediile astea, și la Botoșani asistenta, da? Sunt poate să fie prevenite, de fapt și de drept, dacă asta este funcțional. Comisia Europeană a întors înapoi, mă rog, a explicat clar că nu poate să fie astfel îndeplinit jalon. Am dat eu despre termoelectrica la începutul anului primele pe care le-au luat și au făcut anchetă să vadă cine a dat informații și le-au cerut telefoanele mobile ca să o controleze, așa că știu. Înainte, doamna Sucel, dacă îmi permite să vorbim cu... avem un carton aici, nu cine sunt ultimii 3 miniștri, ci un lanț așa al slăbiciunilor și al instituțiilor. Avem cine este vinovat. Chiar l-am mai folosit zilele trecute, dar rămâne valabil. Ministerul Afacerilor Interne, că sunt atâția oameni în conducere și politici și ofițeri de carieră, avem și PNL-PSD, vreo 7, avem și ofițeri de carieră, șeful cel mai mare fiind Despescu, care doarme, ne spune Ioana Dojoiu, în minister are acolo un pătuț, un pat, o plapumă, o lenjerie, să doarmă liniștiți, lunșul le duce la nufărul după aia. Avem poliția română, condusă de Chester Rubenone Marie Matei și avem IPJ Constanța, șeful IPJ rămâne pe poziții, dar nu știm cât, domnul Glugă. DGA-ul care e decapitat, pentru că DGA-ul înseamnă corupție, cineva să vină nu să urmărească alții adversari ai nu știu cui prin oraș, ci corupția din sistem, corupția din Ministerul Afacerilor Interne, din cadrul polițiștilor. Nu avem mare lucru pe acolo, deși sunt multe cazuri scoase de presă. Șeful de secție, am zis noi în glumă așa, șeful la container, de la Vama Veche. Ioana Enedogeu, două întrebări am și ți le adresez acum. Prima este să lăbărim povestea
povestea asta, de fapt povestea, să lămurim acuzația cu SRI, pentru că și eu am aceeași părere că sunt foarte multe persoane care au legătură cu un serviciu de securitate și cu instituțiile statului, deși avem o lege în acest sens, și să te întreb până la urmă, avem niște acar pe un, dacă se va merge în următoarele zile mai mult de glugă cu vinovații, adică dacă se vor găsi vinovați și la instituțiile pe care noi le-am numit, adică Poliție Română și Secretar de Stat, sau cel mai mare grad va fi cel de chestor al IPJ Constanța Glugă, va fi înlocuit, că e ușor să înlocuiești cu un alt polițist care să-ți placă, nu? Te rog. În ceea ce privește susținerea domnului Despescu de către SRI, este vorba de niște informații pe care le am și care sunt coroborate cu niște fapte, și anume faptul că domnul Despescu a supraviețuit atât de mult și a reușit să tragă după el un guvern în momentul în care la un moment dat a fost demis, și anume guvernul Tudose. Și era exact momentul în care domnul Dragnea a început să războiul cu influența SRI. Apoi, ca un detaliu interesant, domnul Despescu și-a început cariera, a avut un moment în carieră de mare nivel ca șef al IPJ Constanța. Ori, inspectorul județean Constanța este un inspector special, pentru că este o zonă de port, este o zonă cu puternică componentă militară, cu baze militare, și atunci se consideră ca la DICOT că acordul SRI pentru persoana celui numit este foarte important. Atenție, eu nu spun că este un lucru rău, că la vârful poliției se colaborează cu SRI-ul. Ar fi foarte rău să nu fie așa. Dar importantă este natura totuși acestei colaborări. Și important este să fie cu adevărat o colaborare, ceea ce, repet, e foarte important. Colaborarea interinstituțională e foarte importantă. Dar noi nu aia ne referim, Ioana NDG. Hai să fim... Și nu, totul altceva este în momentul în care anumite persoane, în virtutea acestei susțineri, ocupă poziții îndelungate. Domnul Glugă. Domnul Glugă este un apropiat al domnului Despescu, ceea ce aproape un pleonasm, să vă spun acum. Adică era inutil când v-am spus că toți sunt, vă spun că e și domnul Glugă. Evident că e și domnul Glugă. Domnul Glugă este foarte susținut de domnul Despescu. Ba la un moment dat a existat informația că domnul Glugă, că domnul Despescu ar vrea să-l schimbe pe domnul Benone Matei. Nu înțeleg de ce, că mai obedient nu există, dar întotdeauna se pare că se poate. Șeful poliției. Domnul Glugă. Uh-huh. Pe care l-a prezentat foarte insistent, chiar în public, domnului Bode, dându-l la o parte pe domnul Benone Matei, teoreticul șef al Poliției Române din acest moment. Spun teoretic pentru că de când și-a început cariera, din informațiile mele, nu a susținut nici măcar o ședință operativă cu subordonații. Toate le susține domnul Despescu din capul mesei, ca să știm exact despre ce vorbim. Degeaba demisionează domnul Predoiu, să demisioneze ieri, nu mâine, și vine alt ministru care și el să demisioneze peste 3 zile și tot așa, și schimbăm miniștrii de până când nu pleacă domnul Despescu, nu se schimbă nimic în Poliția Română, și asta ar trebui să ne fie foarte clar. Nu că plecarea automat va schimba, nu, trebuie urmată un întreg proces de deratizare, deci de scoatere a sistemului de putere al domnului Despescu, de înlocuire, pentru că altfel șantajul acesta, la care mă gândesc eu, e opinia mea, la care mă gândesc, dacă mă dați afară, vă destabilizez tot sistemul, va rămâne în picioare. Și asta, într-adevăr, nu poți să o faci de asta mâine. Și dacă rămâne așa sistemul și doar cârpim sau dăm pe aici, pe acolo, e posibil ca să se repete cazurile pe care tot le avem de la Caracalungul jos. Vom numărăm morți la propriu și cu foarte mare duritate, o spun. Asta vom continua. Onești, 2 mai și așa mai departe. Da, Olt, Alexandra, o concluzie dură, a și scris-o Ioana NDG, și acum vine la dumneavoastră, doamna Surcel, cu această concluzie că se moare, da? Se moare în România, se moare din diverse pricini, dar se moare și acolo unde statul ar trebui să aibă o strategie, să știe ce se întâmplă, să prevină, să aibă programe, să, nu știu, să dea o mână de ajutor și părinților și copiilor. Avem cazuri de tineri, am căutat înainte de emisiune, am dat o căutare pe Google,
tânăr mort supradoză. Doamne, sunt zeci. Astăzi au fost la parchet părinții Sarei, eleva de 16 ani, care a plecat din București la un concurs în Piatra Neamț și a fost abordată de un trafican mic tânăr de 19 ani, i-a dat niște droguri, a murit fata, o copilă de 16 ani. Dar avem zeci și sute. Dumneavoastră știți câți avem? Nimeni nu știe numărul exact. Cum al consumatorilor. Al consumatorilor știu că nu știm, dar al celor care mor de supradoze, drogați, tineri, bătrâni, copii, avem o cifră? Noi nu avem cunoștință despre numărul copiilor care au decedat, însă am observat că Ministrul Sănătății a venit cu o cifră, și anume peste 1700 de copii care au ajuns la spital din cauza problemelor medicale generate de consumul de droguri. Asta s-a întâmplat anul trecut. Deci 1700 de copii. Deci într-un an, niște cifră. Copilași cam 1700, câteva școli sau o școală mai mare, a ajuns la spital. Nu știm câți n-au ajuns la spital. Nu știm câți alții se află printre noi. Merg pe stradă. Însă, prevenirea, spuneați puțin mai devreme, prevenirea este extrem de importantă. Educația este extrem de importantă. Desigur că toți cei care ne copiii la telefonul copilului, aici vreau să ajung, toți cei care ne contactează la 116 111, care dincolo de a fi telefonul copilului în România este linia europeană de asistență pentru copii, cei care ne contactează în urma programului de prevenire pe care noi îl derulăm împreună cu Agenția Națională Antidrog, se numește Safe Space, și asta presupune întâlniri, foarte multe întâlniri cu copii, cu cadrele didactice, cu părinții în unitățile de învățământ. Desigur că întotdeauna este nevoie de mult mai mult, da? Este nevoie ca toți copiii din toată România să aibă cunoștință despre riscurile la care sunt expuși, despre consecințele care există. De ce nu știu, doamna Sulcea? Totuși suntem o țară în care crește consumul de droguri, o spun toate instituțiile internaționale, chiar și românești. Crește, scade vârsta de la care se droghează. Avem exemplu de copii de 13 ani. Eu când mă gândesc la un copil de 13 ani, mă gândesc că e un mic, așa, o piticanie. Cum? Adică unde sună? Se duce la școală, trimite părintele cu sandwich în cârcă, da, cu un ghiozdan, vorba unui coleg. Dom'le, în loc de lapte și corn în programul ăsta, acum prin școlile noastre e cam cocaină și heroină sau habar n-am, în funcție de cartier. Înțeleg că în funcție de cartier. Astea mai ieftine sunt prin jur, pe la Ferentar, Rahova, astea mai scumpe sunt primăverii. Cum e posibil? Unde sună copilul ăla? Se duce la școală cu ghiozdanul, cu sandwich-ul, cu cornul, cu laptele? Unde sună? Eu vreau să mă droghez, așa zice copilul. Vreau să mă droghez. Îl abordează cineva? Unde e acel cineva? De ce nu-l vede nimeni? De ce nu-l vede poliția? Cum? Care e? Este important că ei cer ajutor, însă nu toți cei care se află într-o astfel de situație solicită acest ajutor. Există servicii de consiliere, există servicii de asistență, însă nu poți obliga un copil consumator să participe în astfel de programe. Mai mult decât atât, nu poți să te îndrepți tu către el, pentru că nu știi unde se afle, nu știi unde să-l găsești. Dar totuși eu m-aș duce puțin la cauza problemei. Cred că ar fi foarte bine dacă ne-am pune întrebarea: de ce ajung copiii să consume droguri? Care sunt cauzele? Care sunt problemele cu care ei se confruntă? De ce drogul, în orice formă ar fi el, reprezintă o soluție? Și de ce ajung, doamna? De ce ajung? Să... Provin din familii dezmembrate sau părinții sunt cu milioanele în diaspora, nu se ducă să muncească pentru că statul ăsta nu ai unde să muncești, da? Da, sau mai avem răspunsuri. Sunt cazuri? Avem răspuns, vă rog, la această întrebare. Și aveți întrebare. Un top așa al problemelor? Pe în urma cazuisticii pe care am înregistrat-o, rezultă din statistică, rezultă faptul că un mediu familial conflictual, de asemenea abuzuri până la agresiuni sexuale asupra copiilor, adicția părinților, nu ne referim neapărat la adicție legată de droguri, alcool, tutun, de asemenea teribilismul, lipsa controlului anturajului, foarte important și aici un semnal de alarmă către părinți, curiozitatea, mediul în care se află, în principal mediile defavorizate. Așadar sunt multe cauze care conduc la acest
consum. Și este bine să ne uităm la ele. De ce? Pentru că toate sunt strâns legate și de familie, pe de o parte, dar sunt strâns legate de probleme emoționale grave cu care se confruntă copiii. Așadar, noi trebuie să mergem puțin mai în adâncul problemei, să nu privim doar partea de intervenție, ci să privim foarte mult și către partea de prevenire, către partea de educație. Vedeți, mergem spre familie. Sunt necesare programe dedicate chiar părinților, părinții din întâlnirile pe care le-am avut, întrebare. Ne-am dat seama că nu au cunoștință despre, nici măcar despre semne, dar sunt avizi. Da, de ce nu au, da, de ce nu au cunoștință? Se duc la serviciu, muncesc prea mult, unii sunt milionari. Aveți cazuri de copii cu părinți milionari? Nu, nu vă cer nume. Nu vreau să spuneți, în regulă. Bun, probabil că sunt. Sunt copii abandonați? Nu văd tătii cu mămica ajung acasă și n-au timp să-și vadă copilul. Bun. Să știți că avem situații anunțate de părinți care cer ajutor. În ce situație? În situația în care constată nu că este doar consumator copilul, el este deja și traficant. Vă dați seama cât de târziu ajung să cunoască acest lucru. De aceea spun că este nevoie să avem o atenție și o avem și către ei, dar trebuie să existe un cadru mai larg în care ei să fie abordați. Ei de unde să-și ia informațiile? Da? Trebuie să le dăm noi. De aceea mă întorc foarte mult la educație. Totul se leagă de educație, da, și se leagă de actori, doar instituțiile. Da, societatea civilă. Vorbim despre părinți, vorbim despre școală. Să lăsăm și pe Paul să vorbim. Vreau să vă întreb dacă ați încercat să alertați Ministerul Învățământului, de exemplu, nu știu, să interpelați printr-o scrisoare oficială, de exemplu, și să cereți un dialog și găsirea unor resurse și unor strategii ca să se meargă prin școli și să noi înceapă... mergem în școli deja împreună cu Agenția Națională Antidrog. Tot împreună cu Agenția Națională Antidrog am stabilit și s-a constatat foarte clar că este necesar un curriculum dedicat acestui subiect și nu numai. Păi, și altor probleme cu care se confruntă copiii la zi. Asta am constatat cu toții. Toți știm că vrem prevenție. Doamna Țoiu, da. Eu vreau să știu dacă funcționează sau vi se pare de acolo de unde sunteți dumneavoastră din Parlament. Vă uitați și ziceți, domne, puneți degetul pe o instituție care funcționează în România sau care funcționează pentru cetățean. Cu siguranță că în acest moment ce fac organizațiile non-guvernamentale, unii profesori, sunt și câteva vedete care s-au implicat de-a lungul timpului și au venit să le spună copiilor din experiența lor, sunt necesare și noi la Primăria Municipiului București derulăm tipul ăsta de campanii în școli. Dar nu poate ca toată presiunea să fie pe copil, familie și școală. Realitatea este că tipul ăsta de consum presupune o recurență. Dealerul e de cele mai multe ori același. Apropierea lor de școală este într-o formă continuată. Nu este o excepție ca să poată să susțină începutul și continuarea acestui tip de comportament. Deci ce vedem aici și eșecul, pentru că acesta este cuvântul potrivit, al instituțiilor care trebuiau să se asigure că acești traficanți sunt prinși, care sunt cazurile mari de combatere a traficului de droguri pe care le-ați văzut în România. Care au fost cazurile mari de descentrare? Nu, să vină unul ca pe Vâlcov, da? Să-l aducă ca pe Vâlcov cu televiziunile. Pentru că sunt foarte mulți bani aici și, din păcate, e mai degrabă, repet, eșecul instituțiilor de ordine, de forță, al justiției. Mă iertați că vă întreb, dar vorbiți despre bani. Cam câți bani din fondurile europene au fost direcționați, orientați către această problematică până acum? Eu pot să vă zic că în zona instituțiilor care trebuie să se ocupe de asta, există în acest moment sute de milioane de euro nefolosite. Nu, eu vorbesc de zona de prevenire, de educație. Zero, vă spun eu. Din nou, sunt două lucruri care și merg sunt, împreună. Da, sunt bani. Adică aceasta nu este privită problematica acestor copii. Acești copii consumatori sau potențial consumatori nu sunt priviți ca un grup vulnerabil, da? Sau ca un grup dezavantajat. Când spuneți că bine, nu sunt priviți, la cine vă referiți că nu-i privește așa? Mă refer la apelurile de proiecte care există, da, din fonduri europene. Ce ar fi dacă am avea un program național din de aceste fonduri europene, sustenabil, de acord cu pe termen lung, așadar... Haideți să sintetizez eu, doamna Țoiu, da, să spuneți acolo. Mai vreau să zic, 100% de acord cu dumneavoastră, e nevoie de mai mult acolo, dar atâta timp cât instituțiile nu-și fac treaba în a îndepărta traficantul de lângă școală, în a-l prinde, în a destructura aceste rețele, întotdeauna aceste vulnerabilități o să fie practic folosite. Și atâta ultima propoziție pe care o zic e că eu vin dintr-un oraș mic, din Târgoviște. În vremea adolescenței mele era un domn acolo care făcea și trafic de persoane și evoluase în zona asta, a cărui mașină avea număr de matriculare AIR, de la Atenție Intră Regele.
De ce dau exemplu ăsta? Este pentru că același domn din închisoare a ajuns să-și susțină rețelele de trafic, prins fiind în București cu oamenii lui, el fiind în închisoare, cu niște fetițe de 16 ani în apartamentele de București. Deci e clar că într-un parcurs de 20 de ani, despre asta vorbim, aceste rețele au ajuns să fie protejate și să crească. Și asta este o problemă a instituțiilor, a SRI-ului, a Poliției Române și a Sistemului de Justiție. Desigur, a Serviciului Intern de 21 Sfert, fostul 21 Sfert. Două știri vreau să vă citesc, care au apărut acum. Sindicatul Polițiștilor Dolj despre accidentul de la 2 mai. Comisarii detergent de la Corpul de Control au descoperit acarul păun. Acest polițist este executat în piața publică chiar de cei doi șefi care trebuiau demiși, Chestori Despescu și Matei Benone. Asta că am aflat și Corpul de Control, de control al Ministerului că se cheamă detergent, adică să spălăm, să-i facem ca la nufărul, să treacă nemulțumirea și lacrimile, să treacă lacrimile părinților și apoi să ne revenim. Și avem o altă știre care a apărut între timp, avem și o fotografie aici. Cine este consilierul lui Marcel Ciolacu, a apărut în Puterea, care își umflă mușchi alături de Interpol? Deci, ce să, avem și un nume, secretar de stat, care a devenit președinte la o asociație, a dus de la, cum îl cheamă, de la Dragnea. Asta este. Asta este România, astea sunt autoritățile din România, avem polițiști care stau cu interlopii, avem șefi IPJ care stau cu interlopii, Corpul de Control se cheamă chiar de polițiști detergent, adică hai să îi spălăm pe aia care sunt vinovați și să-i sacrificăm pe aia micii, acariu pe un. Am văzut. Șeful la container. Revenim cu cazul Botoșani, foarte interesant. Domnul Ungureanu a fost acolo la protezile astea și are noutăți și amănunte extraordinare după câteva minute de publicitate. Ne-am întors în direct, doamnele și domnilor, și vă spuneam înainte de pauză că domnul Ciolacu și-a angajat un consilier de stat în iulie sau în iunie, care postează această fotografie pe rețele de socializare împreună cu reprezentanța ai clanului Duduianu. Este lângă dânsul pe probleme de agricultură, doamna Țoiu. Oare cu dumnealui? Profesioniștii, Harvardul, Cambridge-ul, ce... Oare cu dumnealui se sfătuiește domnul Ciolacu când propune pachetele de eliminare a facilităților fiscale din agricultură? Nu știu. Oare și cu o doamnă de la SRI, care e la Ministerul de Finanțe, vorba Ioanei Dojoiu, o doamnă care a fost colonel SRI, acum face ordonanțele astea cu taxe și impozite. Înțeleg că domnul conduce și una din asociațiile de fermieri. Din păcate, oamenii foarte, foarte buni din agricultura din România, pentru că ăsta este un domeniu cheie care poate să crească mult, au avut mult de suferit datorită incapacității guvernului de a negocia bine la Bruxelles, de a se uita corect la acest domeniu, inclusiv cantitățile de cereale transmise mai departe au fost greșite și de asta România în prima fază a primit mult mai puțin bani decât alte țări. Această propagare mai departe a rețelelor din Telorman, de unde vine și domnul de pe vremea lui Dragnea, nu face decât să ne arate că PSD-ul e același, chiar dacă poate s-a schimbat comunicarea arogantă agresivă în ceea ce pare mai puțin grav, oamenii pe care îi susțin, cu care se sfătuiesc, ori le dau puterea, sunt exact aceiași. Vreau să facem neapărat, pentru că am văzut aseară cu surprindere aseară târziu, așa, 10-11 noaptea, că ies în continuare oameni în Botoșan să protesteze pentru că sau față de decesul ca nevul mediu al unei tinere chiar în spital. Deci în România te duci în spital ca să mori, pentru că ești abandonat și 7 ore te rogi de toată lumea să te salveze, dar te rogi într-un spital și strigătele disperate sunt dintr-un spital. În spitalele din provincie se pare că a-ți face analizele atunci când ajungi cu o boală este o raritate. Și m-am tot întrebat și sper ca domnul Ungureanu, Emanuel Ungureanu de la USR, care a fost acolo la protest, să ne explice cum este posibil ca în Botoșan să se nască această mișcare, pentru că la București și în orașele mari, doamnelor și domnilor, s-a protestat când a fost o chestiune de principiu. Legile justiției, Dragnea, derapaje democratice. Dar nu avem acest obicei pe care l-are și Bulgaria, l-au și serbii, chiar și în Serbia.
Serbia, au fost niște proteste, să protestez pentru că a murit un cetățean al acestei țări din cauza nepăsării unei instituții. Nu există. Este o premieră asta și îl salut pe domnul Ungureanu, dacă îl avem la telefon. Așa, domnul Ungureanu? Bună ziua. Foarte bine. Mă bucur, v-am văzut aseară și am văzut că ați și postat că ați fost la Botoșani și ați participat la acest protest care surprinde, pentru că și pentru că este la Botoșani într-un județ destul de sărac și cu mari probleme și pentru că oamenii nu au renunțat, se așteaptă să se facă dreptate. Spuneți-ne ce ați văzut acolo și ce ați găsit și ce ați descoperit. O să vă spun că am fost și la spitalul unde a fost omorâtă Alexandra Ivanov, pentru că vorbim despre neglijență criminală și nu trebuie să ne ferim de cuvinte. Am fost chiar în salonul unde a fost neglijată ea. Este vorba de salonul 1 de la etajul 5, salon care nu avea nici buton de panică, nu exista nici sistem de monitorizare video. Alexandra a fost la mila medicilor și eu nu cred că trebuie să fim la mila nimănui că suntem într-o instituție sanitară, ci trebuie să existe obligația legală în toate spitalele din țară, să existe sisteme de monitorizare a modului de reacție a personalului medical față de nevoile pacientului. Și inspecția sanitară de stat, când au auzit că merg în spital, și am dus pe cei de la inspecția sanitară de stat, inclusiv în demisorul acestei maternități, unde printre șobolani, printre excremente de șobolan într-o mizerie nedescris, erau vestiarele asistentelor care urcau după aceea cu hainele contaminate de bacterii și de mizerie, unde credeți, lângă bebeluși și lângă mamele care trebuiau ca să nască. Inspecția sanitară știe aceste realități de ani de zile. Au făcut hârtii pe care le-au plimbat de la unii la alții, dar nimeni n-a ieșit public spună că aceste grave probleme au rămas acolo. De aceea, eu i-am propus doamnei manager astăzi, în funcție, să demită pe absolut toată lumea din spital care are titulatura de șef, șefa secției OG1, OG2, șefa... Și ce v-a zis doamna președintă? Că doamna manager mi-a zis că o să fac asta. Eu vreau să văd dacă vă face asta în aceste zile, pentru că mai sunt două persoane care ar trebui să plece imediat. Este șeful DSP din Botoșani. În legea 95 la articolul 17 există clar scris în lege atribuția DSP-ului de a verifica calitatea actului medical. Domnul Ungureanu, au trecut 6 zile sau câte au trecut? 6-7 zile și DSP-ul nimic, inspecția sanitară nimic, ministrul sănătății n-a venit să dea cu ăștia de pământ. Înțeleg că sunt în subordinea Consiliului Județean, dar actul medical nu este... Nu sunt în subordinea, nu, atenție, să nu amestec două lucruri. Spitalul este finanțat de Consiliul Județean. Tot ceea ce ține de actul medical, tot ceea ce ține de îngrijirea la patru paciente, e la Ministerul Sănătății prin Inspecția Sanitară de Stat, prin DSP, prin lege, legea 95, articole 17 și 18. Care nu a luat Ministerul nicio decizie. Minciuna asta ordinară pe care am auzit-o de la Rafila și de la alții, Consiliul Județean se ocupă. Acum, un an și 3 luni, Rafila a venit să taie panglica la UPU. Atunci putea să afle toate problemele din spital, inclusiv, atenție, că sunt 165 de posturi blocate. Există o asistență deci, puțin, la 10 iertați-mă bebeluși. Că vă întrerup, domnul Ungureanu, iertați-mă că vă întrerup. Deci domnul Rafila, care zice că n-are nicio legătură, a participat la o tăiere de pămâlicuță la Botoșani? Exact, exact. La deschiderea UPU,
cu domnul Rafila, care zice acum că nu are treabă cu acel spital, a fost la terapie publică. Și eu vă spun asta de la managerul spitalului de acum, care a deschis în sfârșit porțile pentru toată presa și toate grozăviile despre care eu am vorbit în 4 februarie 2022, după ce o asistentă de acolo, Lenuța Pancu, mi-a arătat prize defecte pe secția de neonatologie ATI. Când m-am dus astăzi la patul Alexandrei, am filmat, este live pe Facebook, pe pagina mea, priza de oxigen era defectă. Adică dacă avea nevoie de oxigen, nu exista, avem și fotografia de la... Am video făcut. Bun, nu, avem fotografia cu domnul Rafila, care s-a lăudat atunci cu investiția, cu inaugurarea. Domnul Ungureanu, m-am o întrebare. Vă rog frumos să ne spuneți dacă ați vorbit cu managerul, ați vorbit cu... Și i-au zis că dacă o să demită pe toți care au în față șef, de ce o fie acolo. Nu o să... Cât așteptați? O zi, două, trei, nouă, zece? Pentru că ei așteaptă să treacă. 24 de ore. Și după 24 de ore ce veți face? Ce veți face după 24 de ore? După 24 de ore o să vorbesc exact cu acele sute de botoșăneni care nu vor pleca din stradă și cu care am stat de vorbă aseară. Am văzut o mulțime tăcută și, dacă vreți, în termen să nu sune decât spun, periculoasă. Era o tăcere periculoasă. Da. Erau extrem de determinați să nu plece. Deci cine subestimează furia unui popor umilit face o mare greșeală. Cu această concluzie terminăm discuția. Deci, domnul Ungureanu, vom fi cu ochii pe botoșani, să rămână oamenii în stradă. Îi felicit pentru chestiunea asta. Sper să învețe și alți români care se uită la ei că trebuie să se lupte pentru drepturile lor. Și rog pe Alex să ne uităm. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste amănunte. Vă aștept și în alte dăți. Să ne uităm pe un ziar local, să vedem ce se întâmplă în Bihor. Am căutat și noi să vedem ce se întâmplă. Uitați-vă care sunt știrile din aceste zile. Alexandra e peste tot, caz tras la Indigo, o mămică din Botoșani internată la maternitate, mesaje fără răspuns către doctoriță, copil născut cu afecțiuni. Botoșani, județul în care oamenii mor pe capete în șanțuri betonate adânci până la 2 metri, o să vedeți, îi arată groaznic, o să desenăm câte un cap de mor la fiecare podeț, zic. Și avem aici o chestiune care se leagă și de o știre de ultima oră. Doru Hoianca, demisă de la București pentru ororile din cămine, a ajuns în aceea zi director la Botoșani și a plecat în concediu. Și astăzi aflăm că frații de la Azilul Groazei din Voluntari au fost lăsați, domnule, de justiție acasă. Sunt bine mersi și ăștia, pot să plece și ei în concediu. Astăzi, acum, în timpul emisiunii, justiția a zis, hai, duceți-vă că n-ați făcut nimic, sunt niște bătrâni. Uitați-vă aici, doamna a fost director general al Agenției Naționale și s-a dus tot pe post de șef la Botoșani înapoi și după aceea a plecat repede în concediu. Vă mulțumesc foarte mult, îmi pare rău că așa a fost astăzi, ziua de astăzi, ca și ultimele 5 zile pe acest subiect. Cu Cristi și cu Paul ne vom revedea în ora a doua, în care vom discuta despre Prigojin, dacă e un mare regizor sau nu.